the government would come to meet me. Și că un reprezentant al guvernului trebuia să vină să mă întâlnească. And a policeman would be also together. Și un polițist să mă însoțească. Take me to the house of Brother Suresh Kumar. Să mă ducă până la poarta fratelui Suresh Kumar. And I would be guarded by the police 24 hours a day. Și că urmează să fiu păzit de către acest polițist 24 de ore pe zi. Well, I accepted and I was preparing to go. Am acceptat și eram gata să plec. So in the months of October 1984, în octombrie 84, I was flying from Tokyo, Japan to Singapore. Zburam între Tokyo, Japonia și Singapore. And our airplane stopped in Bangkok. Și a avut zborul o escală în Bangkok. In Thailand. În Thailanda. And then one gentleman sitting on my side, și un domn care stătea lângă mine, asked me, have you heard the news? Ai auzit veștile, cum zice, actualitatea. I asked, which news? Care vești? He said, Indira Gandhi was shot. Indira Gandhi a fost împușcat. And I said, when it happened? Am întrebat când. Said, this morning. Când a fost împușcată? Păi astăzi, dimineața. And he said, and there will be trouble in India now. Este totul, cum să zic, în frământare acum în India. And I said to him, and I am on my way to India. Și zicea fratele către domnul respectiv, tocmai acolo urmează să ajung. And he said, oh, now you cannot go. E clar că nu mai cum să ajungi. I said, well, I will see what happens when I get to Singapore. Bine, o să vedem cum o mai fi când ajungem la Singapore. So in Singapore I decided to change my itinerary. În Singapore am hotărât să schimb traseul. Instead of visiting Sri Lanka on my way back, I would visit now on my way going. În loc să vizitez Sri Lanka la întoarcerea din India, așa cum era planul făcut, o să o fac acum la ducere spre India, să mai câștig zile. I flew to Colombo, the capital of Sri Lanka. Așa că am zburat acum către Colombo, capitala Sri Lanka. And we arrived there about 3 o'clock in the morning. Și am ajuns pe la 3 dimineața. We went to this city. I found a lodging place to sleep a little bit. Am găsit acolo un loc de odihnă, am dormit un piculeț. And our brethren were living in the north. Iar frații noștri locuiau în nordul țării. And at that time, la vremea aceea, there was a war between the south and the north. Era un război civil între nord și sud. A gentleman in the airplane asked me, are you going to Karachi? M-a întrebat un domn în avion, te duci la Karachi, în Pakistan? And I said, no, I go to Sri Lanka. Nu, în Sri Lanka. He said, where? Unde? Where in Sri Lanka? Unde în Sri Lanka? I said, in Jaffna, which was in the north. În Jaffna, adică la nord. He said, oh no, you cannot go there. Păi n-ai cum să ajungi acolo. There is war. Pentru că e război. And our brethren were all there. Da, ba, era că frații noștri toți erau în Jaffna, la nord. And I thought within me, I will know, I will see what I will do. Și mi-am zis eu în sinea mea așa, om vedea. And this gentleman said, și domnul mi-a zis, last week, acel a Japanese missionary of the Buddhists was shot. Săptămâna trecută, un misionar japonez budist a fost împușcat. And then, in that day, I went to the railway station. În acea zi am ajuns la gară. And I found out that there was only one train a day. Și am descoperit că era doar un tren pe zi. And I asked the station master. Și am întrebat pe șeful de stație. If there is a train to go to Jaffna. Dacă trenul ăsta ajunge până la Jaffna. And he asked me, why do you want to go there? Dar de ce vrei tu să te duci la Jaffna? I said, I have some friends, I want to visit them. Am ceva prieteni acolo, vreau să-i vizitez. He said, no, you cannot go. Nu poți să te duci. It's very dangerous. E periculos, foarte periculos. If you don't need to go, don't go, because it's dangerous. Dacă n-ai absolută nevoie să te duci, nu te du, pentru că e periculos. I thanked him. I-am mulțumit.
And I went to the Bureau of Tourism. Am mers la birou de turism. And I asked them. Și am întrebat. If I some way can go to Jaffna. Dacă în vreun fel pot să ajung la Jaffna. And they asked me again, why you want to go there? I said, I have friends, I want to visit them. Vreau să-i vizitez. He said, no, you cannot go. N-ai cum. Because it's dangerous. Periculos. So I left them. I-am lăsat. And I thought, I am going to rent a car și and I go. Fine, o să închiriez o mașină I și mă duc. Ask anybody, și because I knew the way. Nu mai întreb pe nimeni, oricum știu drum. And I went to the car rental. M-am dus la închiria de mașină. And they asked me, where do you want to go with the car? Unde vrei să ajungi cu mașina? I had to tell them, I am going to the north. Spun, în nord. So no, we cannot rent car. No, eu nu-ți închiriem mașină pentru dus în nord. So, I had no alternatives. I sent a telegram, trimis o telegram to our leader there in the north. Conducătorilor din acea parte a țării, nord, nordică. And I said, I am here in Colombo. Spunându-le, sunt aici în Colombo. I cannot go to the north. N-am cum să călătoresc spre voi. If you can, come to Colombo and we meet here. Veniți voi și ne întâlnim în Colombo. Then he sent back a telegram. Și mi-a trimis înapoi telegramă. I cannot go. Nu pot să vin. You come here. Vino tu. Now, he did not say why he could not come. N-a spus de ce nu poate. And then, I wrote a letter to him. I-am scris scrisoare. And sent a letter. Și-am trimis scrisoare. I said, if you cannot come because you are working, dacă nu poți veni pentru că lucrezi, ask 3 days leave and I will pay those days for you. Ia-ți 3 zile de concediu neplătit și plătesc eu pentru tine, nu mă vin. And if you cannot come because you have no money, și dacă nu poți veni că n-ai bani, then take the money from the church and then we will settle that after. Împrumută-te din banii bisericii și apoi reglăm conturile la conferința generală. And he received that letter. A primit scrisoarea. Then he telephoned to the hotel where I was. Și a reușit cumva să telefoneze la hotelul unde mă aflam. And he said, brother, you must come. Frate, trebuie să vii. Because there are 5 candidates for baptism. Sunt 5 candidați de botez. Now let me tell you. Acum să vă spun. That we had there 6 members. Că aveam 6 membri în acel loc. And now there were 5 candidates for baptism. Și erau 5 candidați de botez. And I said, but brother, I cannot go. Dar cum să fac? Că nu pot veni. They advised me not to go. I am a foreigner. Au tot insistat. Mi-au zis să nu mă duc, uite, sunt străin în țara asta. I said, why don't you come? De ce nu veniți voi? And we will talk here. Și vom vorbi aici. He said, all right, then tomorrow morning I will be there. Bine, mâine o să fiu acolo. So he traveled during the night by bus. Călătorit cu autobuzul toată noaptea. And at about 4 o'clock in the morning he arrived. La 4 dimineața a ajuns. And the police caught him. L-a prins poliția. Said, what are you doing here in the south? Ce cauți aici în sud? And he took my letter from his pocket and showed him. Și el a scos scrisoarea mea din buzunar și le-a arătat. He said, look, my minister is here. Și a zis, and I came to see him. Predicatorul meu e aici, am venit să mă întâlnesc cu el. So he let, așa că l-au lăsat. Let him. When it was 6 o'clock, he knocked at the door on the 3rd floor in the hotel. La 6 dimineața a ajuns la ușă, a ciocănit. And I opened the door and he was there. Deschis ușa și l-am văzut în față. He could speak very little English. Putea vorbi cu greutate engleză. But he understood more. Însă înțelegea mult mai bine decât vorbea. And then he said, brother, you are going to come into my house. Frate, vii la mine acasă. I said, but brother, they told me that's very dangerous. I-am spus, i-am zis că fratele, e foarte periculos. He said, but you come to my house. Da, da, vii la mine acasă. And said, you have to come. Trebuie să vii. There are 5 candidates for baptism. 5 candidați de botez.
And if you do not come now, dacă nu vii acum, when will you come? Când o să mai vii? And they convinced, he convinced, he said, let's go downstairs, there is another brother there. Hai să mergem jos la parter, că mai e un frate cu mine. He came with one of the candidates for baptism. De fapt, era unul dintre cei cinci candidați de botez. So we went downstairs, jos, and I decided to go with them. Așa că am hotărât să plec cu ei. I said, all right, go and buy the ticket. Bine, mergeți, and we go. Cumpărați biletele, vedeți voi cum faceți și mergeți. They went. Au mers. But the last bus had left already. Mai este că ultimul autobuz pe ziua aceea plecase. And then he said to me, oh brother, it was Friday. Era vineri. He said, we can travel only tonight. Putem at 8 o'clock. Doar în seara aceasta la 8 seara. And we arrive there at 4 o'clock in the morning. Și vom ajunge acolo la 4 dimineața. And I said to him, brother, no, we are not going to travel tonight. Nu, nu mergem în seara asta. For two reasons. Două motive. When we can, we should avoid traveling long distance on the Sabbath. Când putem, ar trebui să evităm să călătorim distanțe lungi în sabat. Another celălalt reason is that we are not going to sleep during the night, and tomorrow on the Sabbath day we will be all sleepy. Și al doilea motiv este că nu o să dormim toată noaptea și acolo, în ziua sabatului, când o să ajungem, o să fim toți adormiți. I said, we go on Sunday. O să mergem dimineața duminică. So go and buy ticket for Sunday morning. Trebuie să mutăm biletele pentru duminică. So he went and bought ticket and Sunday morning, și duminică dimineață, on five, at 5 o'clock in the morning, la 5 dimineața, the train left. Am plecat cu trenul. When we arrived to a certain place, to a station, când am ajuns la anume stație, the army invaded the train. Armata a invadat trenul. And in every carriage there was about 4 or 5 soldiers. Și în fiecare vagon erau între 4 și 5 soldați. At the entrance and the exit in each end there was another soldier. La fiecare ușă, la cele două ușe de vagon, era cât un soldat with a machine gun, cu mitraliere, and the finger already in the trigger, și cu degetele pe trăgaci. And he was just looking every direction. Așa, uitându-se cu grijă în toate părțile. Then I understood how dangerous it was. Acum înțelegeam eu ce însemna cuvântul periculos când ne explicau nouă oamenii pe la ghișee că e periculos. Well, but God helped us, we arrived safe to the station. Domnul s-a fost milostiv și ne-a ajutat, am ajuns bine la destinație. And we went to the house of this brother. Am ajuns la casa acestui frate. We thanked God for the protection. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru ocrotire. And they said, brother, let us go and visit one of the candidates for baptism. Să mergem să vizităm unul din candidații de botez. He is a medical doctor. E doctor. And he is going to be baptized. Și el urmează să fie botezat. I said, yes. Bun, merge. So we went to see him. Mers să-l vizităm. He had a clinic. Avea o clinică. And he was busy with one patient. Și era ocupat cu un pacient. And he said, he sent the message to us, stay out in the veranda and wait. When I finish with this patient, I will be there. Așteptați-mă pe verandă și o să vin de data ce trebuie. So, when I sat in the veranda, stând acum pe verandă să aștept, his wife came there. A venit soția. Now, this doctor was a Seventh-day Adventist. Acest doctor era adventist. But his wife was Catholic. Însă soția lui era catolic. And she came there and sat on the veranda. Așa că doamna a venit și ne-am așezat acolo. Then arrived a visitor. Și apoi mai a venit un vizitator. A Hindu. Un hindus. Then came another one, was a Pentecostal. A venit încă unul și ăsta era pentecostal. Then there was another one, I forgot, I think was Buddhist. Și am ajuns încă unul, nu mai ne aducăm de exact, pare că era budist. And with all these different creeds, I had to give them a Bible study. Și acum, vă dați seama cât de complicat să încerci să găsești o temă, nu, pe care să studiem o temă biblică. I speak about? Acum, ce să le spun eu?
So I decided to talk to them or present to them a study about the plan of salvation. Așa că m-am hotărât să le vorbesc despre planul de mântuire. How sin entered in the world. Cum a păcat în lume. And what is the provision that God made to save mankind? Și în ce fel a luat Dumnezeu măsuri să salveze omenirea? So the doctor came out, he sat there also. A ieșit și doctorul, s-a așezat și el. And when I finished, când am terminat, he said, "Brother, I am so happy." A zis, frate, sunt așa bucuros. I am so happy, and tomorrow I will take baptism. Sunt așa bucuros și mâine mă botez. I said, "Well, I am also happy to know that you want to be baptized." Fratele i-a zis, "Și eu sunt foarte bucuros să aflu că vrei să te botezi." And the visitors went. Au plecat vizitatorii. And we stayed only he and his wife. Și am rămas doar el cu soția lui și cu mine. And I said, "Well, brother, I have a few questions to ask." Am câteva întrebări pentru tine. He said, "How long is it that you keep the Sabbath?" You ask him. Yes. L-a întrebat fratele Sas, "De când ții tu sabatul?" He said, "You know, I am a medical doctor." Deci, știi, sunt doctor. "And I have my clinic open on Sabbath." Și clinica mea e deschisă în sabat. And I asked, "And what do you do in your clinic on the Sabbath?" Și ce faci tu în sabat în clinică? "So everything I do other day." Păi ce fac și în celelalte zile? "I sell tablets and sell medicine." Le vând medicamentele de care au nevoie. "I give consultation." Consult. "And treatment, whatever is needed." Tratez tot ce se necesită. Then I said to my brother, "You as a medical doctor," și am spus, frate, tu ca doctor, "you have a duty to help people when they need." Ai datoria să ajuți oamenii când au nevoie de ajutor. "But if you attend to a sick person on the Sabbath, you should do it for free, do not charge." Dar dacă chiar e nevoie să ai grijă de cineva în sabat, treaba asta trebuie să o faci gratuit. "But your clinic must be closed on Sabbath." Și să-l scapă om, dar clinica trebuie să fie închisă sâmbătă. No selling tablets, no selling medicine. Fără farmacie deschisă, fără vânzare și așa mai departe. "And everybody should know." Și toată lumea trebuie să știe. "Your clinic is closed on the Sabbath." Clinica doctorului Putare e închisă sâmbătă. "But if they need you because someone is very sick," chiar au nevoie de tine că cineva moare, "you can do the medical work." Ajută-l pe om. "But don't charge." Dar nu-l taxa. He looked at me. S-a uitat la mine. Said, "Brother." Frate. "Nobody told this to me before." Nu mi-a zis nimeni. "I accept your counsel." Așa o să fac. "I accept." Accept. "I will do that." Așa o să fac. So I said to him, "Now, brother, tell me, how long you are vegetarian?" Și acum l-am întrebat, "De când ești tu vegetarian?" He said, "Brother, frate, I promise you." Îți promit? "From tomorrow I will be vegetarian." De mâine sunt vegetarian. So I said to myself, this brother is not yet ready for baptism. Frate, ăsta nu e acum gata pentru botez. So I said to him, ce am zis? "Brother, frate, Those that are baptized in the church," cei care sunt botezați